Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat că intenționează să se reintroducă un plafon pentru indemnizația de creștere a copilului. În Maramureș, de anul trecut, de când s-a renunțat la plafonarea acestor drepturi, sumele plătite beneficiarilor aproape s-au dublat. Numărul persoanelor a crescut de la 3.800 la 4.200, în timp ce totalul indemnizațiilor de creștere a copilului a săltat de la 3,2 milioane la 6,1 milioane lei. Primul salt semnificativ a fost abia la nivelul lui august 2016, când de la plăți de circa 3.300.000 la nivelul lunii iulie am sărit la 4.600.000, deci cu 1.300.000 în plus într-o singură lună. Creșterea se datorează nu atât desființării limitei în cazul acestor prestații, ci a majorării plafonului. Faptul că de la 600 de lei în iunie 2016 s-a ajuns de la 1 iulie la 1061 de lei și apoi la 1230 de lei are o contribuție însemnată la ridicarea acestor sume pe care avem să le plătim în fiecare lună. Noua valoare a indemnizației de creștere a copilului se va situa între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit ministrului Muncii.